Luca Beat, la Rap Mobil. Prima întrebare, domnule, există Luca Beat? Ca și Luca Beat? Există, cum să nu existe, frate, nu-l vezi lângă tine, aici. Păi nu, cât beats mai faci tu? Nu atât de multe, dar okay. Am mai făcut în ultimii ani. Să faci de la mine? Da. Am crezut că e fake, frate, emisiunea asta, că ai un green screen pe spate. Păi e, de fapt. De fapt, nu se conduce acolo. La ting. Ne-am adunat pentru că aveți lansare, 50 de ani de hip-hop worldwide și câți ani de trep în România. Că aici am căutat un pic pe net. Drept înainte, că te întorci de unde ai plecat. Da? Yes. Nu știu cum să încep. Hai să luăm cu câți ani de trep sunt în România, pentru că vrei, nu vrei, trebuie să asumi treaba asta. E așa. Tu l-ai adus în România. Așa se zvonește, dar unii zic că nu e adevărat. Stânga, dreapta? Dreapta. Eu zic că de când ai ieșit Șatra e... Dar s-a întâmplat nimic înainte? Înainte de Șatra? Chiar dacă e neoficial, n-a apărut, n-a whatever. Bă, înainte de Șatra, ba da, sau eu am lansat niște piese cu Nosfe care aici a fost dreapta. Eu am lansat niște piese cu Nosfe care aveau, erau Dirty South, dar în teorie erau tot trap, că aveau hi-hat-urile alea de trap. Okay, 808 și producția, BPM-ul, pula mea, dar neexistând termenul ăsta muzical de trap, automat era Dirty South, dar na, era aceeași chestie. Bun, și ca an când a apărut? Eu zic că 2014. 2014? Da. Adică acum 9 ani? 8-9 ani, da, 2014-2015, depinde cum vrea lumea să dea. Că înainte de Șatra a fost piesa Sparg, care era Șatra Benz fără Kid. Și a fost prima chestie. Dar înainte de aia eu am avut niște lansări sub Luca Beats cu artiștii din Șatra separat. Okay. Luca cu Nosfe, cu Super Red, cu Lino, cu care era Țip Țop atunci. Țip Țop, da. Și acum ai Țip Țop, da. Cu Kila, cu ăștia cu care lucram eu. Da, cât de greu a fost să le explici unor artiști, de fapt, cu ce se mănâncă un nou gen muzical? Că bănuiesc că nu toată lumea era atât de înfiptă în trap și în zona aia. Bănuiesc că tu le-ai dat cumva o direcție. Bă, a venit și de la sine. Mi se pare că asta e frumusețea muzicii sau a oricărei chestii care o faci cu oamenii potriviți. Că nu trebuie să le explici prea mult. Eu le-am arătat niște muzică pe care o ascultam eu. Bă, ce ascultai? Ce să faci? Băi, îmi plăcea foarte mult 2 Chainz atunci. Okay. Și era Migos la început, care erau cu niște mixtape-uri ieșiți pe vremea aia. A$AP Rocky, care nu era neapărat trap, dar era wave-ul ăsta nou, care nu semănă la nimica, efectiv. Și... da, chiar am fost Migos enthusiast de la mixtape-urile pe care le lansau. Adică noi am făcut remix cu Super Red la Versace. Uite, na, de fapt. Dacă cauți pe YouTube Super Red Versace Freestyle, da, cred că și știu. Noi ascultam atunci Migos Versace ca și trap enthusiast. Versace, da? Da. Da. Și ne-a plăcut atât de mult încât am făcut remix și pula mea, aia, sunt curios, 2012. Uite, știi că toate trupele la început se mai perinde niște oameni care ar putea să fie membri. A mai fost cineva la început care cumva era să fie în Șatră? Nu. Deci asta e formula din start. Și că s-a întâmplat și la Paraziți, au mai fost alții, au plecat, au venit, au... Da. Păi nu, că noi, eu cu Guță, cu Super Red și cu Kila, ne vedeam destul de des la studio la mine și lucram. Și pe Kid l-a adus Guță și aia a fost, adică nici nu... Mi se pare că trebuia să fie Nelly pe Trap Army sau ceva prin Kid, dar nu s-a întâmplat. Știu că... Da, dar era invitat. Da, cred deci că da. Nu trebuia să facă parte din gașca asta. Da, da, da. Eu, înainte să chem pe cineva, mă uit un pic pe unde am mai fost și încerc să evit întrebările care deja s-au pus. Yes.
tot timpul m-am întrebat, băi, cât de greu e să ții atâția oameni lângă tine și să-i ții cumva pe linia pe care ți-o dorești tu și oamenii aia să fie caractere diferite. Bă, cumva tu ești primarul în oraș și trebuie să ai grijă de cetățeni. Miși. Bă, e destul de greu, sincer, că e mult mai deep de atâta. Adică nici nu vreau să intru prea adânc în situație. Cu siguranță ai discuții cu unii, că nu știu, poate de bani, poate de ce ai dat un abitul mai bun, poate habar n-am, știi? Da, nu, îți dai seama că sunt tot felul de discuții, dar e mult mai deep de atâta, că până la urmă pe majoritatea i-am mutat în București și a trebuit să fiu responsabil de șederea lor aici. Să ofer o garanție. Da. Și e greu să ai grijă de atât de mulți oameni, să întreții în teorie, îți dai seama că se întreții singuri. Dar trebuie să le provoidești un mediu de lucru bun, trebuie să le garantezi tu chiria și niște chestii pentru o perioadă de timp până se pune pe picioare. Da, și e greu, îți dai seama. Am trecut și eu prin niște chestii înainte să îmi fac eu SIC-ul pe la alte studiouri, care m-au ajutat să știu ce să nu fac când o să fiu într-o situație de genul ăsta și să evit chestiile astea de a pleca lumea de lângă mine, de a fi lumea nefericită, de a mă certa cu lumea pe bani, pe chestii, pe astea. Am preferat să fiu foarte transparent din prima. Îți dai seama, toată lumea greșește, am învățat și eu din mers, am făcut și eu greșelile mele. Încă învăț în fiecare zi. Dar asta, am încercat să-i pun pe, să pun nevoile lor deasupra nevoilor mele, cumva. Trămând în vedere că tu ai niște oameni pe lângă tine, pe unii chiar ai luat cumva de la zero, i-ai descoperit tu cumva talentul, dar ai încercat să-i construiești tu. Stai și mă gândeam dacă ar fi să există o școală de muzică și tu să fii profesor, ce ai predat la prima oră? Care ar fi introducere? Bă, care cumva va sta și la baza a ceea ce va ieși din artiștii aia, știi? Da. E, în primul rând, în ziua de azi, mi se pare că toată lumea vrea să cânte, că e la modă sau că au impresia că, nu știu, orică se fac bani mult sau pula mea. Și mi se pare că trebuie să-ți dai tu seama neapărat ce-ți place să faci și să o faci cu toată inima. Cu alt scop față de cel financiar și faimă și... Băi, da, să o faci că-ți place. Când urmărești banii, din experiențele mele proprii și ce am mai auzit și eu și ce am mai văzut pe lângă mine, când ești disperat să faci bani și alergi după ei și vrei doar banii, crede-mă că nu o să-ți iasă și o să ajungi fix opusul a ce-ți dorești să faci. Și automat aș însuma chestia asta în... Ești sigur că vrei să faci asta? Bună! Și dacă e unul talentat, dar scopul lui e doar să facă bani și atât, sau faimă? Cred că e foarte greu să-i schimbi un pic direcția asta. Păi da, dar nu ăsta e scopul. Scopul e să devii tu cât mai bun și să te dezvolți foarte mult pe ceea ce ești tu bun, că tu ești bun. Dacă nu lucrezi zilnic și nu-ți îmbunătățești talentul ăsta zilnic și nu compui zilnic, nu înregistrezi zilnic, nu încerci să te dezvolți. Și muzica e ca un sport, dacă nu te antrenezi zilnic, s-ar putea să te dilueze. Pe asta zic, că tu poți, bă, cu aia am avut subiectul ăsta cu o grămadă de lume. Am văzut oameni atât de talentați care s-au dus pe pulă din cauza că... Poți să-mi dai un exemplu? Se credeau... O să mă gândesc. Dar sunt mulți oameni foarte talentați care sunt leneși și se bazează doar pe talentul ăla și nu se bazează deloc pe a-ți antrena sau a-ți dezvolta talentul ăsta. Și mi se pare că ai de pierdut mult, 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 mult de tot. Bănuiesc că sunt și unii care zic, gata, frate, sunt la SIC, am succesul asigurat. Dar eu cred că SIC-ul e doar așa, e
cum am zis și la început, e o școală cumva și e un ajutor pe care, cu care trebuie să tragi cot la cot. Nu-ți imagina că ajungi acolo și gata, ai pocnit-o. Mm-hmm. Mă gândesc că sunt oameni care gândesc și în zona aia, știi? Mai ales că majoritatea sunt tinerei. Da, dar de obicei oamenii de genul ăsta nu prea îi iau lângă mine, că nici nu e foarte multă lume la SIC și aia care sunt trec printr-un filtru de ăsta de interviuri alături de mine, în care trebuie să-mi dau seama ce vor de la viață și cum o văd ei, că da, nu ai cum să te duci nicăieri, mă, cu aia, nici la Global, nici la Universal, nici la Cat Music, nici în afară, oriunde să te duci și să tu să nu faci nimic și să ți se întâmple peste noapte ceva. Noi îți oferim o platformă, un suport financiar și un suport muzical și restul depinde de tine, că eu te-am luat că ești tu talentat și îmi place cum scrii și cum cânti și care e viziunea ta. Dacă tu vii aici și te aștepți să-ți fac eu totul, mai mult ca sigur nu o să se întâmple asta. Deci, prima chestie, dacă chiar vrei să faci muzică și vrei să rămâi în clasa asta și să fii în producerea, asta. Mi se pare că munca constantă în fiecare zi e foarte importantă. Asta e importantă în orice domeniu, neapărat în muzică. Cât timp durează până abordezi tu un artist pe care îl descoperi? Că bănesc că, nu știu, descoperi un artist, îl stocărești un pic și cât timp durează până îl abordezi? Că bănesc că nu găsești o piesă, te-a spart și ai scris direct. Depinde de situație. Da? Se mai întâmplă. Dacă te sparge o piesă și mai faci niște research și îți mai plac câteva, îți dai seama că n-a nimerit-o odată și pula mea. Dar da, nu, sunt oameni pe care îi abordez din prima, sunt oameni la care mai aștept să văd ce se întâmplă, sunt oameni care mă abordează ei pe mine, deci depinde foarte mult de situație. Uite o chestie, tu ai grijă de toată lumea de la tine de acolo, dar de tine cine are grijă? Toată lumea. Da, mă, nu, e un schimb pe schimb aici. Încă încerc să-mi structurez infrastructura la SIC. Sunt oameni care au grijă și de mine, îți dai seama cât se poate, dar în mare parte mi-a și plăcut la început chestia asta și m-am ocupat în ea. Asta, să am grijă de oameni, să-i ajut să-și găsească sau să-și atingă potențialul maxim, mă face fericit cumva chestia asta. Uh-huh. Și nu prea m-am lăsat pe mâna altora. Dar în colectivul ăsta de la SIC avem grijă unii de alții. Oricum, nu s-a perindat multă lume, majoritatea sunt destul de vechi acolo și rămân. Gen, nu e ca o casă de discuri sau de producție în care se prindă mulți oameni. Azi sunt, mâine nu mai sunt. Cumva e aceeași familie. Și asta cred că contează și ajută un pic la legătura asta, știi? Bă, ajută. Sunt oameni noi și la noi, dar nu e fluxul ăla de la casa de discuri. Aia zic. Adică, nu se plimbă multă lume la noi. Da. Adică, uite, CST cu Marcu au venit de 2 ani. Cumva în toată combinația. Și au rupt în 2 ani, din punctul meu de vedere. Păi au rupt pentru că am avut discuția asta cu ei foarte des și foarte mult. Din experiențele trecute pe care le-am avut cu ceilalți oameni cu care am interacționat, când s-au mutat aici, le-am zis pe față, bă, vă ajut eu la început, că n-ai cum să vii și să rupi să faci bani, dar cu cât lucrezi tu mai mult în fiecare zi, cu atât de mult, la un moment dat, o să înceapă să-ți iasă toate piesele pe care tu le-ai făcut într-un an. Poate la anul, pe vremea asta, tu ai 100-200 de piese făcute cu 100 de artiști și artiștii aia o să zică, o să se apuce să lanseze piesele. Uh-huh. Și atunci o să faci bani și o să ai placement-uri și o să-ți crească numele și o să devii din ce în ce mai șmecher. Și la un moment dat asta s-a întâmplat.
de asta albumul Shatra e produs jumătate mar cu CST, de aia albumul nostru e produs aproape tot de CST și de asta au început să iasă piese și proiecte produse de ei, pentru că au venit, s-au băgat în sesiune, au înțeles ce au de făcut. Și uite, peste un an și ceva, un an, roadele se văd. Doar că e greu să înțelegi chestia asta și să o faci, pentru că toată lumea se așteaptă să vină și să rupă peste noapte. Exact. Din păcate. E un artist de la tine care de care cumva ești mândru de toți, să întreb un pic ghilea. Care a știut cumva, a făcut bani, a știut să și gestioneze, să investească și să înceapă să investească energie, să nu fie un artist de la care a dat de bani, s-a dus la țoale, a rămas fără bani, pula mea. Sunt artiști la tine care au început să investească în ei sau în alte business-uri sau în ceva? Adică știi de ce te întreb, pentru că în special, nu știu de la tine, vorbesc în general, sunt artiști care au prins o piesă, au prins niște concerte, au dat niște bani, s-au îmbrăcat, hainele lor costă mai mult decât au produs ei până în prezent și sunt pila puli, dacă îi cauți în buzunarul lui. Sunt bun doar de filmul la Georgescu și atât. Da. Sunt mici ăștia ai mei. Îți dai seama că greșelile astea le face toată lumea și le-au făcut și ai mei. Că unii, nu toți, te pierzi când faci niște bani. Nu știi ce să faci cu ei, poate îți vin prea mulți bani din prima pe mână, pula mea, adică toată lumea a avut la un moment dat mulți bani și nu știu ce să facă cu ei. Momentan nici eu nu am deschis alte business-uri neapărat, deci... Ajungeam și la treaba aia, eram curios dacă pe lângă muzică și parfumuri mai ai vreun business sau vrei să te bagi în ceva? Îți dai seama că vreau să mai fac ceva, mă gândeam să fac ceva cu mâncare, dar... Trebuie să văd ce și cum și când. Momentan... Ceva cum care ce? Restaurant sau ce? Nu, e... Am eu de unde m-ai luat, unde stau, e un local de ăsta de catering, de împinge tava cumva, cu niște doamne care gătesc zilnic mâncare fresh, de dimineață până la 3-4, ciorbe, mâncare gătită, în fine, și duc la birouri, la pula mea, pot să duc să-ți cumperi de acolo, au și livrare. Și mi se pare că soul food-ul ăsta al nostru pare de câștigat. Mama gătește foarte bine, foarte mult cu cunata mea, cu, nu știu, de la gemuri, zacusc, la chestii de-astea care bio, care, știi, adică poți să le împachetezi foarte marfă și foarte bine. Dar da, nu m-am gândit, nu știu momentan, că e chiar mi-a ocupat, am postat aseară, cred că, un status din 2010, într-o piesă lui Blazini, că fac muzică și asta mi-a ocupat tot timpul. Din păcate, m-a aruncat prea all-in în asta cu muzica și încerc să mai distribui și la alții din chestii. De dovadă că albumul Nosve și albumul Shatra nu-i produs muzical de tine. Asta cumva ți-a dat ție mai mult timp. Că imaginea dacă erai băgat și în albumele astea două, să le faci tu producție de la zero și toate va, nu mai aveai timp de absolut nimic. Da, da. Asta e, adică, na, oamenii de pe lângă mine știu sau ăștia care mă urmăresc, am tot vorbit de chestia asta. Eu am mai făcut beat-uri din când în când pe câte un material, am scos materialul ăla cu Nane, am mai avut un beat pe la Kila, pe la albumul Jungla, nici mai știu. În fine, ideea mea de și de business, dar și de work ethic la SIC, mereu am avut producători pe lângă mine, beatmaker produceri, mereu am avut o echipă de producători pe lângă mine, sau am lucrat cu mulți producători și am încercat să executive produce the album sau pe ei, adică ne strângem toți în studio, ori se face o sesiune de la zero, ori lucrăm pe o piesă deja făcută, ori, bă, uite, avem piesele astea făcute, hai să vedem care intră pe album, ce modificăm la ea și cum putem să îmbunătățim. Că la Shatra, eu am luat parte la procesul de facerea pieselor.
Okay. I-am lăsat pe ei că toate albumele și au fost făcute cu mine. Recording, le arătam beat-uri, am mai făcut și beat-uri pe alea vechi. Doar că acum am vrut să... Am luat decizia asta, uite, nu le-am zis-o nici lor, cum a fost in the back of my mind. Am vrut să fie un suflu nou, albumul ăsta nou, și atunci să nu mă implic deloc la le arăta beat-uri, la alege beat-uri. Până la mea am lăsat cu CZT și cu Marcu și cu Pârni și cu cine mai era la studio să își aleagă ei, să asculte ei, să pula mea. Și mi se pare că ești un album foarte bun și probabil de asta și ascult atât de des și mă sparge că... Na. Bă, eu iau un album tare și nu zic asta că ești tu aici și trebuie să pupăm ceva, nu e cazul. Spun asta pentru că noi ne-am întâlnit la foarte multe festivaluri în vara asta, așa ne-am mers să fim în aceea zi și am văzut reacția publicului. Anul ăsta mi-am dat seama că chiar și fără Nosfe, Shatra e un brand, e o trupă și e un act artistic live atât de monstru și putem să ridicăm energia și vibe-ul și să facem niște chestii atât de marfă și de wow, încât m-am liniștit puțin. Că, da, m-a liniștit și faptul că prietena ta a fost numărul 1 și încă e în top 3 piese ascultate pe platformele de streaming, a făcut 10 milioane pe YouTube clip într-o lună și ceva. Adică s-a făcut și manea după aia. Da, s-au întâmplat atât de multe chestii cu albumul nou, încât a dat un refresh al proiectului și cred că și vouă va readus cumva încrederea în proiectul ăsta. Bă, frate, am postat pe story pe față, efectiv, și am zis-o peste tot. Nu mai așteptam să mai am un number one cu Shatra niciodată. Și faptul că prietena ta a făcut chestia asta și nici n-a fost un fit. Nu pot să spui că da, și nici nu pot să zic că e o piesă care va rupe în cluburi sau să și rupă lumea capul pe ea. Mă refer la hardcore reală, știi? Da. Dar eu, faptul că nu are un fit cu un artist mare care să-și zici că bă, lumea e cu un artist la început, da, e fit cu, nu știu, uite cum am lansat primul single, a fost cu MGR și cu Rava, știi? Da. Și am zis, bă, ăla e. Și după aia, prietena ta s-a dus cel mai bine de pe album și am zis, bă, hai să facem clipul asta. Și am făcut clipul asta și a bubuit și s-a întâmplat. Și da, nu e niciun fit cu un artist mare să zici că am tras pe artistul ăla. E pur și simplu o piesă bună care s-a dus natural. Da. Și asta, da, ne-a dat un boost de încredere în noi. Pentru că, până la mea, da, cu toate întâmplările din ultima vreme, îți mai scade probabil încrederea în tine. Și vreau să întreb, peste, nu știu câți, peste vreo 2 săptămâni, 3, se împlinește un an. Da. A, păi e fix în seara concertului să face un an. Știu. Adică... Nu, e pe 16, dacă nu mă înșel. Da, noi am vrut să punem în același interval, adică concertul e pe 14, se face un an pe 15-16, adică tot în aria aia de timp. Și am vrut să facem concertul la un an. Da. Să fie e mai mare. Clasica întrebare, pregătiți ceva special la concertul ăsta? Nu se știe niciodată. Am poate înțeles. Poate da, poate nu. Poate apare Ștefan Bănică. Sau Horia Brenciu, de ce nu? Șubiribapa. Și cântă ceva. Bă, ce n-am înțeles eu? Când ai pierdut-o pe pisică? După Nosfe? După, da, Nosfe. Da, după. Păi asta că a fost una după alta. Foarte ciudat. Cât de mult a însemnat pisica pentru tine? Păi mult, în pula mea, că am plâns, am căcat pe mine. În fine, înainte să moară, era să mai moară odată și, okay, și mi-a dat lumea peste cap. Că atunci am văzut prima dată că eu eram, pula mea, pisică, n-am cum să... Te atașezi atât, da, de tare. Da, n-am cum să fiu atât de atașat. Și m-am dus să-l tund și rasele astea au probleme de sănătate. Dar ce rase era? Scottish Fold. Okay. Și sunt făcute în laborator, pula mea, și avea probleme de sănătate. Și avea inima deformată, avea probleme cu inima, nu știu ce. L-am tuns și a făcut spume la gură că s-a panicat și n-a zis. Da, de frică și-a făcut infar, probabil, sau ceva. Și s-a umplut lămânii cu apă, pula mea. Și atunci
l-am salvat, în fine, și atunci mi-am dat seama cât de panicat am fost și am plâns și pula mea. Și mi-am dat seama atunci, de fapt, că sunt foarte atașat și că înseamnă mult. Și da. Mă, pentru că știu că înseamnă mult pisicul, m-am gândit la ceva. Mi-ai luat o pisică? O pisică. Și am pus un scoș pe gură să nu-mi iau une. Când o să vezi cutia, o să te prinzi la cine. Am copt-o cu Homeboy. Ia să vedem. Da, așa un pic, că eu am o tradiție, nu o desfăr. Homeboy Collectibles. Când facem unboxing, eu îi dau rășii la telefon să vadă și din alt unghi. Homeboy Collectibles. Toată lumea, ready or not, here I come, you can hide. Unde ești, mă? Stai așa, pam, pam, pam. Ia, deschid eu. Hey, Alin, Homeboy Collectibles. Sper că te-a nimerit. Mamă, ce tare. A, și-l pui așa? Da. Sic pisic cu bucă, așa. Ia uite ce tare. Da, mai talentat. De talacin. Da, păi am văzut. I-a făcut penisul, mă. Da. Tare pe ciocane, ziua. Bă, asta e una din pozițiile în care stătea el cel mai des. Se punea în cur, cumva, uh-huh. Și se rizăma de pe spate. Ce tare. Homeboy Collectibles. Mulțumesc. Băi, fără reclamă, cu toate că e un pic. De ce, mă, nu? Băiatul a făcut figurina după niște poze de pe Instagram. Păi da, tocmai, că e greu să... Că ne gândeam, l-am sunat pe pârle, i-am sunat pe toți, bă, ajutați-mă un pic. Da, și nu, până la urmă a rămas cu Instagram. Păi nu, că nu sunt. Noroc că i-am făcut Instagram-ul, frate. Că dacă nu aveam, n-aveam Instagram-ul, probabil nici nu postam și pozam atât de mult. Dar, da, după ce l-am salvat, m-am trezit într-o dimineață și el era, coaie, dacă îți vine să crezi, era aproape în poziția asta și stătea rezemat de perete. Și când am deschis lumina la baie, să mă piș dimineață și am văzut că nu s-a mișcat, m-am panicat, gen, și da, murise. Cred că v-a făcut și el infarct. Oh, shit. Că, na, probabil... Dar știu că ai alte pisică acolo. Da, s-a alergat cu ăla negru pe acolo, cu fisul și, na, am găsit oricum, sunt atât de multe chestii de care nu știm, efectiv. Uite, eu am doi câini și unul dintre ei are 11 ani, 10 ani și mă gândesc așa un pic că parcă a început să îi se miște dinții, parcă e mai cocoșat, parcă, știi? Și bă, eu n-am fost foarte, adică eu de mic am avut animale, de mic am avut un câine sau ceva prin casă. Nici nu-l dai seama câtă energie poți să-ți dea animalul ăla. No. Păi, eu asta am simțit, a murit ăsta, am găsit un cimitir de animale, l-am îngropat, i-am făcut acolo, i-am luat cenușa acasă, o am acasă într-un... Ce ai incinerat-o? Da, într-o vază de asta, okay. Șmecheră. E un braiul animalilor, un gros sau ceva, și îți oferă efectiv toate serviciile de care ai nevoie într-o situație de asta. Și ăsta negru, fisul, efectiv, a început să se simtă singur, cred. Coaie plângea, gen mie una în continuu, ca și cum nu mai era ăla, știi? Da, da, da. Și am zis, pula mea, poate îi trece. Și nu i-a trecut și a trebuit să iau altă pisică care să îl țină. Da, să-l țină. Că, na, dacă a fost învățat cu o pisică, trebuia să îi iau alta. Cu că asta e mai retardată și mai... Cred că prea hype pentru el, e altceva, dar îl ajută să-l mai, îl mai ține în mișcare. Da. Deci, da, a fost un an copleșitor. Bun, un an copleșitor pe partea personală, dar profesional mi se pare că, cred că e una dintre cele mai bune perioade pentru, nu neapărat pentru Shatra, cât pentru tine. De ce? Nu știu, mie așa mi se pare. De ce? Ies o grămadă de chestii mișto de la voi. Artiștii, unii artiști de la tine sunt mega pe val. Uite, Rava, mi-mi place foarte mult Rava. M-am întâlnit cu el, nu mai știu, la Never See, la Antol, la Saga, nu mai știu. Bă, arăta atât de bine omul și i-am și zis, bro, hai până la noi la Kiss să facem două vorbe live.
Ce-ți bro, arăți impecabil. Că na, a avut o perioadă mai ciudată în viață, dar omul e mega fresh, se vedea pe el că este gata, frate, hai la muncă. Este, uite, vis-a-vis de întrebarea aia de ce artiști este? Cu artiștii mei, chiar și în perioada aia haos a lui, nu și-a cheltuit banii pe care i-a făcut până atunci. Adică a cheltuit din ei, dar nu la modul să rămână pe zero. Da, da, da. Și de curând am făcut un check cu el și îmi place de el că ține de bani și că are grijă cât de cât cu ei și că nu îi prăjește și nu îi cheltuie aiurea. Îți dai seama că ți-ai o haine, na, ești da, artist, da, da, trebuie să, dar altceva să îți cheltuiești toți banii pe prostii sau haine sau astea și altceva să îți iei când ai nevoie. Corect. Vreau să lăsăm un pic muzica, să revenim la parfumuri. Din nou ai zis și într-un alt podcast care e treaba cu mirajul și toate alea. Bă, unde găsim parfumul ăsta? Doar online sau cred? Este online pe miraj.ro și sunt în câteva locații din București, Cluj, Sibiu și pula mea. Știu că se discuta să-l băgăm în chestia asta gen Sephora sau pula mea. La tare! Dar e la Marriott în București și e la Urban Hub sau ceva în București, în Timișoara, tot așa, în locații distincte, dar dacă intri pe miraj.ro, poți găsi locațiile. Uite, legat de mini reclama asta, eu am făcut o pauză de vreo 2 săptămâni de remobil pentru că după Untold, frate, s-a băgat CNA-ul pe online. Cum adică? Adică, s-a băgat CNA-ul pe online. Bănuiesc că știi și tu ședințele alea când au luat niște... Asta știu, dar ce îți fac sau ce am... Adică poți să-l dea jos un video. Că zici tu chat-uri pe acolo. Că în juri? Da, online? Inclusiv ANPC, am înțeles că s-a băgat pe YouTube. Nu știu dacă observi acum sau cât de consumator ești tu de YouTuber sau whatever. Când cineva zice un brand sau ceva, apare de aia cu AP sau P sau whatever, exact ca la televizor. Nu am fost atât de atent. Am studiat, tocmai de aia n-am făcut, am vrut să văd ce se întâmplă. Pe lângă faptul că amenda aia, că de fapt de acolo a început, a fost, cred că, o ambiție a cuiva, o chestie personală. Că de, la, de fapt a început de la Gheboasă, el a fost primul care a fost ars, nu? Nu? Noi sau fost, sau doar aia a fost, așa a fost mediatizarea. Da, nu, noi am primit prima dată amenda la Never See și după aia Gheboasă la Untold. Doar că noi n-am făcut mare dilovit că... Pura mea, nu ne-am gândit că păi și de pe ce motiv a luat amendă la Never See? Că am înjurat pe scenă. Păi și care-i treaba? Este un eveniment privat. Eu știu, dar stai așa că dacă... Și ai plătit-o? Nu, stai puțin. Amendă Never See, uite. Aflându-se pe scena Diarc de la festivalul Never See în calitate de artist a trupei și a Travez, a zis cuvinte și expresii obscene cu referire la organe sexuale și acte sexuale explicite în prezența unui public unde au avut acces și persoane minore. Type shit. Da, adică... și cum s-a concluzionat? Că mai e povestea. Păi nu știu. Ai făcut contestație? Știu că a făcut kit, da, parcă. Da, mi se pare că nu mergem într-o direcție bună. Păi nu, dar mi se pare că și-au încercat-o și ei, pula mea, ori de plictiseală, ori să... Eu cred că a fost mâna unui PR care a încercat să facă ceva și cred că s-a auzit pe topogan. E posibil. Mi-e așa-mi pare, știi? Bă, la Gheboasă, da, a fost și mai tricky puțin situația că... Cu rasismul sau cu rasismul, ce? Că... Care mă, că ele... Păi eu știu. Ele de acolo. Păi știu, dar asta zic, să-i zici lui Gheboasă că e rasist, că a zis țigancă. Păi el ce? El ce? Și automat e ca și cum îi zici lui Rava, care are cuvântul țigan și țigancă în piese. Și bulibașe și alte chestii care... Păi e rasist. Păi stau în casă cu 20 de țigani, ești nebun, în fiecare zi. Așa am crescut, asta sunt, ce vrei să fac? Să nu zic chestia asta. Bine, bine că nu aveți un negru în formație să zică nică sau ceva de pe acolo.
Și de asta e, na, e mai tricky la român, dar au încercat și ei poate să facă ceva și da, s-au dus pe peleu. Că da. Altă explicație nu cred că există. Unfortunately. Da. Deci ca și concluzie, treaba cu Untold și cu Neversea cumva e încheiată, nu? Da, momentan nici eu nu știu. Sincer, nici nu n-am stat să-mi bag capul cu aia, că e o prostie, până la urmă. E o prostie, dar nu e, pare începutul a ceva. Adică știu un caz după Untold, nu știu ce festival, am luat artiștii, cred că și voi ați fost acolo, da. Să se cenzureze. Păi da, dar era făcut de primărie. Era free ceva? Păi da, era făcut de primărie, adică în loc de zilele orașului, ci că s-a făcut festivalul ăla. Bun, aici pot înțelege, da. Că au acces mai mulți oameni, probabil că e gratuit sau whatever. Văd la un eveniment privat și chiar stăteam și mă uitam, Untold e în top nu știu cât, în cel mai tare festival din lume. Bă, vine, nu știu, Travis Scott în România și vede ce e aici. Păi a fost Ace Ferg. Da, aproape inexistent în festivalul ăla. Da, din păcate. A și prins vreme de căcat. Da. Asta am auzit că a plouat agresiv. Asta nu e o scuză, bro. Nu crezi că suntem pregătiți pentru concerte de genul? Nu, dar s-a văzut la Beach Please că nu suntem. Dar să vină cineva care, da, să fie un Travis, să știe lumea piesele, dar așa a venit Central C. A venit Central C Choir, care e un artist bombă, mi-a ieșit la Top Artist anul trecut pe Apple Music. El chiar are barzuri, scrie. Da, scuipă, dar nu știe lumea în afară de How Can I Be Homophobic. N-a știut nimeni nimic, pentru că el a fost chemat pentru piesa aia și automat nu are lumea de unde să știe altceva. 6ix9ine și-a făcut circul, normal că a prins? 6ix9ine, păi da, dar uite, la 6ix9ine să zicem că mai știa lumea mai multe piese decât la Central C. La Enelie Ceapa la fel, au știut 2-3 piese, la The Baby la fel, au știut 2-3 piese. Bro, sunt niște nume pe care copiii aia vor să le bifeze, știi, bă, am fost la concertul ăla. Bun, și ce ai înțeles din concertul ăla? Da, nici măcar să înțelegi, dar să știi că dacă îți vine un Travis sau un Drake sau un... Bă, de la aia mai știi, că da. Că, na, când vine un artist de ăsta, e mai easy să te distrezi, să întreții și să susții o chestie de genul. Decât, na, vine Central C, chiar uite, Central C e un exemplu atât de bun. Nu avea cine să știe piesa de la Central C pe de rost, în afară. Bă, n-avei cum. În primul rând, muzica din UK nu a prins atât de bine, nu e foarte mainstream la noi. Da, nu e mainstream nicăieri, sunt doar câțiva artiști care au scos capul. Că uite, e posibil cine? Ca Skepta, păi, să zici că... Are, pe Skepta a avut cu A$AP Rocky, Ice Spice are cu artista asta care a bubuit acum, Central C a bubuit internațional efectiv cu piesa asta. Da, e posibil să aibă piesă cu Drake, ceea ce de fapt oricum a scos freestyle-ul. Da, știu. Oricum Drake se învârte mult în zona aia, dar stăm mult prin UK. Bă, e un public bun și mare acolo, de pe care, na, dacă faci niște show-uri în UK, ai de câștigat și autorat. Imaginez că Giggs la ceva festival l-a avut pe Drake ca special guest, dar nici măcar nu l-a anunțat nimeni. Da, am văzut. Păcat, știi? Și e șmecherie, plus că e, asta zic, e și spre interesul lui Drake să facă chestia asta. Dar da, e mai greu în România. Hai să revenim la ce se poate face în România și ce merge și ce apreciază lumea. Revenim la lansarea de la Arene. Eu nu știu, va fi, nu e la Cort, nu? Nu, e deschis, e primul nostru deschis. Știu că v-ați avut la Cort până acum. Da, am avut doar închis și acum am zis că, bă, cred că e momentul să ne încercăm pe deschis. Uh-huh. Eu sper să prindem vreme, dar mai mult ca sigur, simt că o să fie bine, simt că o să fie și o vreme bună și simt că o să fie și full și nu cred că o să fie panică cu nimic. Să vorbim de invitați. IDK nu este în Chatraven. Asta vorbeam cu Kid. Păi de la Kid a plecat. De fapt a plecat de la Neversea cumva. De la o postare de pe Instagram Neversea. Mi se pare că a plecat toată duma. Păi nu, a pus Neversea o filmare cu IDK cântând era ceva de la cu Shatra. Voi la concert. Era, mă rog, era în spate. Și am pus eu pe Chatra
gen, dacă luăm în, am făcut poll de la, dacă îl luăm în Shatra sau nu. Și după aia Kid a văzut momentul și a dat. A făcut poza de grup și aia a fost. Da, mă, e, asta zicea Kid, că poți să trolezi atât de ușor în ziua de azi, că lumea crede orice. Păi, chiar pusese pe story că un copil, mă, nu știa că avea 14 ani copilul ăla. Da, nu, am primit foarte multe mesaje. Bă, bucale nu le ca și pe tine. Da, am primit foarte multe mesaje de alea. Că furați pe ei de cap, că stricați cu Shatra voastră, de ce nu luați alți rapperi? Uite cum e Delia, cum e. Alți rapperi, cum e Delia, cum e. Da, e, a fost e, amuzant. Nouă ne place amuzamentul și mai facem chestii de-astea. Și și asta ajută la ce să vezi promo. Da, da, plus că a fost un promo neplanificat și așa bun. Că, da. O să fie hands? O să fie pârnii? China? Da, o să începe, o să înceapă pârnii, pârnii frumos, bam, 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 după aia cântă-i de capa, după aia intră hands, ca o, o piesă împreună se face legătura și după aia noi să facem legătura cu Shatra se întoarce rock și intrăm noi și după aia e posibil să închidem tot cu hands. Să vedem. Da, cred că mai bine mergeți acolo să vedeți cu ce se închide și se deschide, că e mai mișto decât da. Să spunem playlist. Bă, sincer, e, multă lume care a fost la arenele noastre spun că e unul din sau cel mai marfă concert la care au fost vreodată. Au intrat așa în istoria colectivă a oamenilor de mamă, Shatra la arene groasă. Băi, e energia aia, bro, aia e de fapt. Eu nu am fost la arene niciodată la voi. Dar, cum ți-am zis, am fost la multe festivaluri în anul ăsta împreună. Și, uite, de exemplu, la Saga chiar a stat un concertul cu SOS acolo, se vede altfel situația. Da, uite, la Saga a fost un public bun. Imaginează-ți publicul Saga, dar tot pentru tine și toți exact. Înțelegând de fapt de ce sunt acolo și au venit pentru chestia aia. Nu o să fie nimeni ce pula mea fac aici, cine sunt ăștia, știi? Da, da, da. Vii ca să faci chestia aia de la început până la sfârșit. Uite, aveți arene, asta se știe, mai aveți ceva evenimente sau festivaluri sau ceva anul ăsta? Mai sunt, dar... Întâi știi, o să faci un mini turneu și atra, nu? Da, pe ăsta o să fie ultimul concert. Ca asta am vrut să-l facem mini turneul ăsta și să-l închidem la arene. Okay. După aia, da, o să avem un forum din câte am văzut. Știu. În noiembrie sau ceva. Ceva de genul. Și au început să intre baluri. Ceva da? Pe la, da, avem un Nuba, cred că la Mamaia, ceva. Deci, uite, la fel. Faptul că ne intră și baluri de boboci, pula mea, chiar e... Bă, cumva treaba merge. Asta 100%, dar, repet, nu așteptam să se mai întâmple la Shatra și nu mă cac pe mine sau trag de subiectul ăsta, chiar nu mă așteptam, mă, cu aia și e marfă, da, te face să... Uite, să-ți dau, spun o replică pe care mi-a spus-o cineva. Noi ne-am aflat la un dat și probabil că vom mai avea, sau habar n-am, e vorba de moment, făceam un momentel nosfe, dar nu trăgeam de el. Adică toată treaba durea 20 de secunde. Bă, n-ai cum să treci, nu neapărat că e nosfe și toată lumea se leagă și ea... Asta mi s-a spus, dar ce mă, vă mâncați și vă pâine acum după nosfe? Să mor tu, ce treaba am eu cu aia? E un om care a făcut și face parte din povestea asta și nu ai cum să-l uiți. Pentru că dacă eu nu fac, ăla nu face, ăla nu face, la un dat se duce și nu trebuie să ducă. Da. Eu așa o văd. Adică cumva fiecare trebuie să-i țină muzica și spiritul viu prin ceva, orice, nu știu. Voi clar că sunteți trupa din care face parte, dar eu consider și că și outsiderii își pot pune își pot da jos pălăria 10 secunde pentru cineva în show-ul lor. Da, am văzut că a făcut lumea anul ăsta destul de mult, ceea ce e marfă. Adică noi ne-am avut un show la Galați și ne-am bucurat că era un open air, mocangeală, primărie și au fost 16.000 de oameni. Și am făcut un moment, până l-am gândit un pic mai mult pentru că eram acasă la Galați, știi? Da. Și whatever, la un dat a apărut poza lui nostru pe toate ecranele și mă uitam la reacțiile oamenilor, nu erau doar copii, erau și oameni de 30 plus, 40 plus, care aplaudau. Da.
E, mă, e, n-ai cum, adică pula mea nu, eu plecasem de la ideea că mâncați și voi o pâine după nospe. Bă, atât prost mi-a picat și era și de la un apropiat. Coaie, dar mie îmi zice lumea că mănânc după nospe, când eu efectiv, da, nici nu vreau să intru acolo, dar efectiv a trecut un an și am încercat să fiu acolo pentru familia lui, am încercat să plătesc niște datorii existente și o să le plătesc pe toate, încerc să rezolv niște probleme, adică a ieșit lumea și a zis de mine că profit și că fac bani de pe urma lui. Eu am scos un album pe care el și-l dorea să-l scoată de atâta timp. Toate încasările alea s-au dus la familie. Adică e mai deep de atât, dacă lumea, ori, dacă vede că faci ceva pentru el într-o situație de genul ăsta sau crede că oricine, tu ești la care profit. Da, crede că ce, am scos piesele și mi-au eu banii. Pula mea, nu, nici nu se pune problema. E o familie care a rămas și o familie care trebuie să trăiască în continuare cumva. Da, și oricum e mai deep de atâta că el avea un contract ongoing, pula mea, nu vreau să intru acolo, dar sunt niște datorii acolo destul de mari pe care eu o să le plătesc pentru că așa vreau eu și pentru că așa trebuie să se întâmple și nu are de ce familia să-și facă griji de probleme de genul ăsta sau pula mea. Uite, mâine, ce azi, sâmbătă, e verde. Da, stai, că eram atent la tine. Luni, săptămâna viitoare, când o fi, o să ne apucăm să închidem, să terminăm monumentul de la mormântul lui ca să fie gata pe, la un an de la eveniment și la fel. Nu am vrut să las să plătească familia, nu am vrut să las să plătească altcineva. Am zis că o să mă ocup eu și o să fac să fie bine. Dar la fel, lumea n-are de unde să știe chestiile astea și nici bă, astea nici nu sunt niște lucruri de pus pe story-uri și uite ce am făcut, ce n-am făcut, ce... Da. Nu e cazul, adică... Păi știu, și tocmai de-aia nici nu vorbesc cu nimeni și nici nu stau nu cred că trebuie să dai cuiva explicații de niște chestii. Păi nu, tocmai de-aia nu, dar... La fel și pe mine m-a durut când a ieșit lumea pe net și a zis că eu profit de pe urma lui și da, îți dai seama că te doare rău, că probabil ești una din persoanele care a suferit cel mai mult și lumea zice că tu te ești ăla care profiți, da. Da. Deci da, dă-i în pula mea că lumea care vrea să facă chestii o să le facă în continuare, nu trebuie să zică cineva să le faci sau să te iei după ăștia care zic că ești un list. Da, oricum vreau să cumva chiar o să te felicit pentru ce faci. Eu știu puține lucruri pentru că nu genul să mă bag în viața nimănui cu bocanci, nu mă interesează. Dar din ce am văzut, cumva ai luat în mâini sau ai luat în brațe pe cineva. Vorbesc de, eu îți văd story-urile de duminică. Da. Și sunt mega mișto. E duminica în familie. E duminica în familie. Și e de apreciat că ai luat un, nu vreau să mă duc prea departe, că n-ai luat chestia paternă, că nu te-ai dus atât. Dar cumva pentru copilul ăla să fie un bărbat lângă, ajută foarte mult. Bă, ajută, sunt, până la urmă sunt trei femei în casă care au rămas fără figura masculină exact. Din casă. Nu vei putea înlocui. Asta 100%. Dar, poți să umpli ceva acolo, cât de cât acolo să fie ceva că da, n-am cum să înlocuiesc, dar am cum să umplu puțin acolo, știi? Corect. Că Iris a fost foarte la început era așa puțin. Nu înțelegeai acum. Da, adică nu s-a deschis din prima față de mine și fiind acolo în fiecare duminică timp de un an cu pauzele de astă vară cu concertele și pula mea, la un moment dat am ajuns foarte close și vorbim prin mesaje pe WhatsApp, îmi dă mesaje vocale, poze. Încerc să să fac cât mai multe chestii pentru ea și cu ea. Uh-huh. Am ieșit, pula mea. Și apreciază până de la Mădălina până la mama lui Mădălina care s-a mutat cu
cu ele în casă până la Iris, îți dai seama că n-are cum să se compare, n-are cum să fie la fel, n-are cum să... Și oricum, tu ai alt statut. Da. Dar faptul că există o prezență masculină acolo ajută mult și s-a văzut, se vede când nu mă duc o perioadă mai lungă, se vede când mă duc mai des, știi? Și automat mi-am dat seama că, bă, chiar nu e bullshit și chiar nu e ceva întâmplător, e nevoie de chestia asta și am încercat să fac cât pot eu de bine și cât pot eu de bine. Bro, țin, e de apreciat, nu multă lume cred că și-ar asuma chestia asta, că asta nu ți-o asum eu lună, două, cumva ți-o asum for life. For life, știi? Da. Da. Ne vedem la Arene. Yes. 14 octombrie la Arene Romane. Cu Luca vă vedeți și pe miraj.ro? Da. Dacă intrați pe miraj.ro o să vă apară capățâna mea acolo pe site direct. Da. Cumpărați. Acestea fiind zise, îți mulțumesc mult. Și ne vedem la Arene. Ne vedem la Arene. Pace. Ascultați hip-hop de calitate, nu mai ascultați trapul ăsta de căcat. Am zis-o. Gata.